Bună! Suntem nespus de bucuroși că ai decis să te conectezi cu noi. Află ce face Dumnezeu în cadrul Bisericii Philadelphia în această vreme, urmărind actualizările noastre pe rețelele de socializare. Dacă încă nu ai apăsat butoanele like și follow, fă acest lucru chiar acum. În continuare, vizionează și beneficiază de mesajul pe care l-ai ales. Vreau să, înainte de toate, să salut pe toți cei care sunt, care ne ascultă la radio sau ne privesc la televizor sau fac parte din părțile componente ale Bisericii Philadelphia, cum este Doroțcaia, Rusca, Pruncul. Haideți încă o dată să aplaudăm pe toți cei conectați online cu noi. Fiți binecuvântați, iubiții mei. Vă prețuiește Dumnezeu. Vă prețuim noi, vede Dumnezeu inima noastră și sinceritatea noastră, fiți binecuvântați de Domnul. Dragii mei, așa după cum spuneam, este că în vara aceasta noi am dat răspunsul la întrebarea cine este Domnul Iisus. Fiecare dintre noi are o părere personală despre Domnul Iisus Hristos, ar putea să-L caracterizeze într-un fel sau altul și am primit răspunsurile că Domnul Iisus Hristos este prietenul cel mai bun, spuneți un amin! Învățătorul cel mai mare, amin. Vindecătorul suprem, amin. Păstorul meu, amin. Regele care revine, amin. Și Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, s-a întrupat prin Fecioara Maria, a devenit om și a venit cu misiune nobilă să ne facă fii de Dumnezeu. Lăudat să fie El. Dacă dintr-un motiv sau altul nu ați ascultat unul dintre aceste mesaje, puteți accesa această adresă electronică și asculta oricare mesaj sau să-l oferiți oricui doriți dumneavoastră. Vreau să citesc ceva din Biblie. A doua zi Ioan l-a văzut pe Iisus venind spre el, atunci a zis: priviți, acesta este mielul lui Dumnezeu care acceptă să moară ca să achite păcatul lumii. Dragii mei, sacrificarea mieilor a jucat un rol foarte important în viața religioasă a evreilor. Când ei se gândeau la un miel pascal, se gândeau în primul rând la o eliberare din robia egipteană, pentru că au fost robi acolo și prin acel miel Dumnezeu i-a eliberat din acea robie și de asemenea ei se gândeau la sângele aplicat a mielului, care de fapt era protecția de îngerul morții. Vă aduceți aminte, am citit nu de mult. Sângele trebuia aplicat, mielul trebuia mâncat, sacrificat și mâncat, iar sângele nu mâncat ca la moldoveni, unii moldoveni. Sângele trebuia aplicat pe stâlpii ușii și pe pragul de sus, ca și protecție de îngerul morții care trebuia să vină peste toate casele și sângele era garantul că poți fi salvat. Singura șansă de a supraviețui, de a rămâne în viață, este să aplici sângele acelui miel. Dumnezeu a dat instrucțiuni clare cu privire la mielul pascal. De ce? De ce Dumnezeu în Exod capitolul 12 ne explică detailat referitor la mielul pascal? Nu doar un miel din turmă, du-te evreule, ia un miel care îți place ție, care ți-i mai dragă ție sau nu ți-i dragă ție și în a 14-a lună Nisan să-l sacrifici, este Paștele Domnului. Și Dumnezeu a dat instrucțiuni clare. De ce? Pentru că mielul este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Este o imagine clară a răscumpărării pe care Fiul lui Dumnezeu urma să o aducă în această lume și pe care El a făcut-o prin crucea Lui, murind pe cruce pentru oamenii din această lume. Apostolul Pavel în Noul Testament, 1 Corinteni 5:7, spune: Hristos, Paștele nostru, a fost sacrificat. Ei, deci mielul pascal
De fapt, era un prototip al Domnului Iisus Hristos. Și vă rog să fiți atenți, am trei idei de bază cum trebuia să fie mielul acesta care îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Vă rog să fiți atenți, mielul vostru să fie de aproximativ un an și să nu aibă defecte, spuneți defecte. Cum trebuia să fie mielul? Mielul trebuia să fie perfect. Dumnezeu a spus, în ziua 10-a a lunii Nisan să-l iai în casă, ai 4 zile la dispoziție să-l cercetezi, să vezi că acel miel nu este beteag, nu este cu o ureche, nu este cu un ochi, nu este cu alte defecte care să aibă. De ce? Pentru că el trebuie să reprezinte un miel perfect. De ce? Pentru că numai așa miel acceptă Dumnezeu ca jertfă, fără defecte, întruchipând totala absență de păcat a vieții Domnului Iisus Hristos. Mielul îl reprezenta pe Hristos. Așa cum mielul trebuia să fie perfect, la fel și Hristos a venit în această lume având o viață total absentă de păcat. Apoi, trebuia înjunghiat de adunarea lui Israel. Foarte interesant, spune, adunarea lui Israel să-l iei și să-l înjunghie. Dragii mei, acest lucru nu a fost la întâmplare. De ce? Pentru că apostolul Petru, în ziua cinzecimii, când le predica evreilor și 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu, în faptele apostolului 2:23, apostolul Pavel, Petru spune, să știți toată casa lui Israel, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Așa cum adunarea poporului evreu în vechime, în Egipt și apoi ori de câte ori sărbătorea Paștele, sacrifica mielul, mielul a fost sacrificat de poporul său. Dar bucuria noastră este că în avantajul spre binele întregii omeniri, lăudat să fie Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Mielul era perfect. De ce Dumnezeu cerea perfecțiunea acestui miel? De ce? Pentru că imperfectul poate fi răscumpărat doar cu ceva perfect. Spuneți amin! Nu poate omul să se răscumpere pe el însuși. Nu există metodă bună, suficientă, inventată, oferită oamenilor prin care să se mântuiască, să fie răscumpărați, iertați de păcatele lor. Orice pastor, orice preot, orice arhiepiscop, orice om din această lume, indiferent ce grad religios ar avea, nu este perfect. Nu este perfect. Noi oamenii nu suntem perfecți, de aceea Dumnezeu ne l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, El este Fiul Său perfect, lăudat să fie Dumnezeu. Și a venit în lumea noastră perfectul lui Dumnezeu. A venit în lumea noastră Dumnezeu din Dumnezeu. A venit în lumea noastră expertul oamenilor. Perfectul lui Dumnezeu a venit să se ocupe de imperfecțiunea noastră, de oamenii care suntem în această lume, toți păcătoși, toți cu nevoia de iertare a lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi! Nu religie, religia nu construiește o punte între mine și Dumnezeu, cum cred unii, scara. Nu există scara, există cale. Iisus a spus, eu sunt calea. Nu căutați scara, căutați calea. Spuneți cu mine, calea. Noi alegem calea. Cei care l-ați luat în serios pe Domnul Iisus Hristos, trăiți cu această convingere, încredere, că beneficiați de iertarea deplină a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că pe noi ne iartă Dumnezeu prin Fiul Său, care este perfect. Și când Dumnezeu oferă o iertare, oferă deplină iertare. Dumnezeu nu-ți dă jumătăți din darurile Lui, din binecuvântările Lui. Dumnezeu când dă, dă cu mână largă, dă cu mână plină. Dumnezeu când face, face lucruri noi. Lăudat să fie Dumnezeu! El nu se joacă cu vechiturile, da? El e un om vechi ca mine și îl prelucrează. În primul rând îl dezbracă de haina veche.
În primul rând îi iartă păcatele și Dumnezeu spune și le arunc în marea uitării, nu-mi mai aduc aminte de ele, ci te îmbrac în haina Fiului meu. Este mielul perfect al lui Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Este Dumnezeu minunat. Apostolul Petru în Noul Testament, 1 Petru, capitolul 1, versetul 18-19, ne comunică copiilor lui Dumnezeu, urmașilor Domnului Iisus Hristos. Nu știți că nu cu lucruri peritoare ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la neamurile voastre, de la părinții voștri? Apropo, ce am moștenit de la părinți? Nu știu voi, eu am moștenit un fel de viețuire deșartă. Îmi pare rău. Am crezut că sunt în regulă cu Dumnezeu, dar am moștenit, da, un fel de viață deșartă pe care îl moștenisem de la părinții noștri. Și Apostolul Petru spune, această răscumpărare pe care v-a oferit-o Dumnezeu s-a făcut cu sângele valoros al lui Iisus Hristos, mielul perfect și nevinovat, lăudat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului Iisus. Îi mulțumim pentru ce a făcut El. Cine este El? Este mielul perfect al lui Dumnezeu. Scepticii, dușmanii Lui au căutat să găsească vină măcar puțină. Și n-au putut, nici n-au putut, au putut doar să inventeze minciuni, dar n-au putut să găsească nicio vină, nici toți care au fost cu El, lângă El. Au admirat caracterul lui, viața lui, comportamentul lui, ascultarea lui, supunerea lui față de Dumnezeu Tatăl. Mielul trebuia sacrificat între ora 9 și 11 în amurg. Și dacă citim în Evanghelie după Matei 27, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în jurul orii 9. Ceea ce ne duce din nou spre mielul sacrificat, mielul care Dumnezeu l-a pregătit odată pentru totdeauna, pentru omenire. Mielul era sacrificat. Sângele mielului trebuia aplicat pe ușă, cum vă spuneam, aducând salvarea de îngerul morții, credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Credința noastră din inimă în jertfa Domnului Iisus Hristos aduce iertarea păcatelor și salvarea de Satan, de iad, de foc. Aș fi greșit, aș comite o greșeală în predicarea mea dacă nu v-aș spune și partea tristă a celor care nu cred în mielul, care nu-l iau în serios pe mielul. Care, da, ca toți oamenii își doresc bunăstarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, familie sănătoasă, viață fericită, să aibă tot ce-i trebuie în familie, în viață. Și nu este rău să ne protejăm de rele, să fim oameni morali, să fim oameni corecți, să fim oameni care să avem o abordare pozitivă a vieții. Dar dați-mi voi să vă spun că foarte important este atitudinea cu care îl abordez pe mielul. Mielul trebuie aplicat în mod personal. Așa după cum fiecare evreu trebuia să aplice sângele mielului pe fiecare ușă, fiecare avea un cort, fiecare avea o ușă și trebuia fiecare să aplice sângele acelui miel, să-l aplice pe ușorii ușii. La fel și noi avem o casă, avem o inimă, avem un suflet. Tu ai venit în locul acesta cu un suflet, vei pleca cu un suflet și tu care mă asculți pe internet, noi toți avem o casă duhovnicească, spune Scriptura. Da, avem o casă temporară, pământească, cortul acesta, trupul acesta pe care noi îl avem de la Dumnezeu, care este temporar, este casa noastră vremelnică în care se află sufletul meu, partea mea spirituală. Dar într-o zi sufletul meu se desparte de casa aceasta vremelnică și ea se îndreaptă spre Dumnezeu. Și ca să pot beneficia de bunătatea, de harul, de iertarea și de veșnicia cu Dumnezeu, trebuie să fie aplicat sângele. Spuneți cu mine, sângele. Trebuie să fie aplicat sângele mielului în mod personal, în mod individual.
Acest lucru conta atât de mult pentru fiecare familie, pentru fiecare casă. Iată de ce religia nu este a părinților. Iată de ce nu mă pot naște credincios. Iată de ce nu se moștenește credința. Poți moșteni un lot de pământ, de teren. Poți moșteni bani. Poți moșteni o casă. Poți moșteni o mașină. Poți moșteni alte lucruri scumpe, bune. Dar nu poți moșteni credința. Nu vă înșelați, oameni buni. Este una dintre minciunile diavolului să crezi că dacă m-am născut așa, trebuie să mor așa. Ascultați sau auziți, noi ne-am născut toți în păcat. Noi toți ne-am născut în păcat și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu în mod personal, individual. Dumnezeu nu vrea să devină salvatorul nostru și să fie salvatorul meu. Dumnezeu nu vrea să fie Dumnezeul cuiva, a tatălui, a lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul meu, să fie învățătorul meu și să fie mielul meu, lăudat să fie Dumnezeu. Trebuie să-L aplic la viața mea personală. Și vreau să mai continui cu o idee despre miel. Dacă o familie este prea mică pentru a mânca un miel, va trebui să-l împartă cu vecinul lor, cel mai apropiat, conform numărului persoanelor. Mielul era perfect, vă spuneam. Mielul era sacrificat, vă spuneam, dar de asemenea mielul era împărțit. Foarte interesant, această idee de a împărți mielul, să fie mâncat de toți membrii din familie. Și dacă cumva este prea mult un miel pentru membrii familiei, aveți grijă, împărțiți-l cu vecinul. Împărțiți-l cu aproapele tău. Caută să te împarți cu cel care are nevoie de miel. Dragii mei, aceasta ne duce la ideea lui Hristos. Hristos este suficient pentru toată omenirea. Aleluia! Hristos este suficient pentru toți oamenii din această lume. Noi trebuie să-L împărțim pe mielul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L oferim atunci când mâncăm din miel, atunci când stăm în părtășie cu mielul, atunci când trăim cu mielul, atunci când beneficiem de mielul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne gândim că acest miel este suficient și pentru frații mei de trup, pentru vecinii mei care sunt în preajma mea, pentru prietenii care mă înconjoară, pentru și vrăjmașii mei, toți oamenii din această lume pot beneficia. Ajunge suficientă jertfă pentru toți oamenii din această lume. Lăudați să fie Dumnezeu. Spuneți amin! Dumnezeu a dat un miel odată pentru totdeauna să fie suficientă pentru toată omenirea. Lăudați să fie numele Lui. Da, mielul era împărțit. Dar vreau să vă spun ceva. Nimic nu era atractiv în toată treaba aceasta. Imaginați-vă doar. Să iei un miel, să-l sacrifici. Hai să imaginăm că doar într-o noapte, dacă erau 500.000 de familii, 500.000 de mei, ce behăit era acolo. Ce teroare la miezul nopții era acolo. Imaginați-vă ce s-auzea în tabra lui Israel. Nimic atractiv. Și apoi să iei din sângele mielului, tata să iasă afară și să ungă cu sânge și copiii să se uite, să întrebe, tată, dar ce e asta? Și tata să-i spună, fiule, Dumnezeu a dat poruncă, a poruncit Dumnezeu să facem. Singura modalitate să scăpăm de moarte este ca tata să facă această procedură și să ungem ușorii ușii cu sânge. Nimic atractiv. Și apoi, nimic nu era imposibil. Ce trebuia să facă un evreu? Să asculte ce a spus Dumnezeu, să creadă că această poruncă trebuie luată în serios. Ce trebuie să facem noi este să credem. Nimic nu este imposibil să te salvezi, să te împaci cu Dumnezeu. Nu cere Dumnezeu de la noi imposibilul. Iată de ce Dumnezeu va rămâne corect pentru eternitate. Vreau să vă citesc. Pentru prima dată am pus în slide-urile predicii o versiune a Bibliei, versiunea în versuri, nu? Deci Biblia în versuri, îmi place foarte mult cum sună, în 2 Corinteni 5:19, să știți
că în Hristos mereu se află însuși Dumnezeu, căci astfel a găsit că-i bine de a împăca lumea cu sine. Spuneți amin! Și în continuăm, nemai ținând la nimeni a păcatele ce le avea la socoteală, iar apoi El ne-a însărcinat pe noi ca în astă lume să venim unde să propovăduim la toți, spuneți toți, la toți în cele patru zări vestea acestei împăcări. Dumnezeu a găsit de cuvință să ofere lumii iertarea sa prin Fiul Său. Dar, dragii mei, agenții acestui mesaj suntem noi, oamenii care am experimentat pe Dumnezeu. Tu ai ajuns la credință că cineva ți-a spus despre Dumnezeu. Eu am ajuns la credință la vârsta de 19 ani că cineva mi-a spus despre Dumnezeu. Dau laudă lui Dumnezeu și de atâtea sute de ori i-am mulțumit că a găsit un tânăr, o persoană cândva care și-a împărtășit experiența lui cu Dumnezeu, care m-a mișcat, care m-a impresionat, care m-a motivat să citesc în Biblie. Eu sfidam orice din religie, eu batjocoream pe Dumnezeu, nu mi-era mie Dumnezeu deloc, iar într-o zi acest suflet, această persoană m-a captivat prin bucuria lui, prin curajul lui de a spune despre Dumnezeu. Eu am spus, băi, tu glumești? Tu chiar ești serios? Era atât de încrezut în ceea ce spunea despre Dumnezeu și mi-a împărtășit vestea acestei împăcări. Iar eu m-am gândit, măi, nu cere de asta de la mine bani, nu cere asta de la mine nu știu ce, întrebam ce trebuie să fac și el spunea, tu trebuie să te împaci cu Dumnezeu, dar cum să mă împac cu Dumnezeu? Trebuie să-i ceri lui Dumnezeu iertare. Mi-a spus această idee, tu trebuie să-ți ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că în primul rând am păcătuit împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu, m-am despărțit de Tatăl meu etern, de Dumnezeul meu care m-a creat, mi-a dat viață, mi-a dat sănătate, m-a păzit, m-a protejat, m-a hrănit, s-a îndurat de mine și l-a dat pe Fiul Său să moară pentru mine. Dragii mei, atunci am înțeles ce oportunitate am. Am înțeles că am o oportunitate care n-am mai aplicat-o niciodată. Am făcut multe, dar n-am făcut niciodată această oportunitate și anume să mă rog. Și am spus, măi, acest tânăr până la urmă nu cere mult de la mine, să fac o rugăciune cu el de împăcare cu Dumnezeu. Și v-am mai spus cu alte ocazii, rugăciunea mea a început în acea zi, 26 de ani în urmă, Dumnezeule, dacă Tu existi, iartă-mi păcatele mele. Era o doză de îndoială. Era o doză de necredință care mă marca. Dumnezeule, dacă Tu existi, ascultă-mă. Știți, eu pot să vă mărturisesc despre mine că acest verset a fost în dreptul meu. Dacă cineva mai are asemenea experiență, asemenea stare, să știi că suntem în aceeași barcă. Am fost acolo, știu ce înseamnă aceasta. Pavel spune, Dumnezeul acestei lumi, adică Satan, diavolul care este Dumnezeu acestei lumi, care ține lumea în întuneric, a întunecat mintea oamenilor necredincioși. Ei nu le permite, el nu le permite să vadă lumina adevărului pe care îl prezintă vestea bună. Pentru prima dată mi-am dat seama că sunt orb. Am crezut că văd și eram orb. Pentru prima dată mi-am dat seama că sunt gol, gol, goluț. Pentru prima dată mi-am dat seama că sunt atât de neputincios, atât de nesigur pentru ziua de mâine. Pentru prima dată am conștientizat că am nevoie de Dumnezeu. Și am gândit, Doamne, încerc să mă rog. Tu știi că eu nici nu mă pot ruga, dar încerc să mă rog. Și Romani 10 cu 13, citiți voi tare, fără mine, citiți tare. Oricine va chema numele lui Iahve va fi salvat, oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Știți ce
săracă rugăciune am făcut. Dar știți ce efect mare a avut? Dumnezeu m-a ascultat. Ar fi o pierdere dacă nu s-ar da ocazia astăzi să chem numele Domnului. Nu te înscrii în această biserică. Nu ești obligat într-un fel sau altul. Nu te chemăm la religie. Nu, nu, nu. Te invit la mielul. Să te împaci cu mielul. Să aplici. Credința ta să o aplici și în dreptul tău. Și sângele mielului. Prin sângele mielului să fii spălat, curățit, iertat, salvat. Și să beneficiezi din plin. Să fii în garanție că Dumnezeu ți-a iertat tot trecutul tău. Și da, poți să-L aștepți pe mirele, pe regele. De altfel, dacă n-ai trecut dacă nu te-ai împăcat cu mielul, dacă n-ai beneficiat de mielul, ce fel de întâlnire cu regele vrei? Să te pedepsească? Să te arunce în iad? Să știe, eu nu te-am cunoscut, niciodată n-ai fost cu mine, tu niciodată nu m-ai luat în serios. De aceea, iubiții mei, vă invit să vă ridicați în picioare, chiar acum, toți. În aceste momente de cercetare, vreau să mă rog cu voce tare și dacă cineva din sală vrea să se împace cu mielul lui Dumnezeu astăzi, repetați această rugăciune. Dacă ești conectat online cu mine și vrei să repeți împreună cu mine rugăciunea aceasta de împăcare, de dedicare lui Dumnezeu, să aplicăm credința noastră în dreptul nostru și să ne împăcăm cu Dumnezeu, rostiți cu voce tare. Dacă ești aici și nu ai siguranța iertării, a răscumpărării, a împăcării tale cu Dumnezeu, chiar dacă te mai rugat și altă dată, repetă rugăciunea cu voce tare. Ea-ți face doar bine și nu rău. Spune cu mine tare, Tată din ceruri, eu vin înaintea ta și îți cer iertare. Eu cred, Doamne, că Fiul Tău a murit și pentru păcatele mele. Iartă-mă de toate păcatele mele. Primește-mă la Tine așa cum sunt. Eu cred că Fiul Tău a murit pentru mine. Sângele Lui mă spală, Doamne. Mă curățește, mă transformă și mă face un copil de Dumnezeu. Îți mulțumesc, Iisuse, că Tu ai murit în locul meu. De astăzi înainte eu îți aparțin Ție, Doamne. Prezentul și viitorul meu este al Tău. Îți mulțumesc că mă primești și ești Dumnezeul meu. Amin. Vă mulțumim pentru că ați vizionat acest mesaj. Avem încredere că acum sunteți gata pentru a trece la acțiune și vă sugerăm următorii pași. Vedeți formularul de comunicare pe care vă rugăm să-l completați. În cazul în care duceți mare lipsă de hrană, medicamente sau îmbrăcăminte, vă rugăm să ne contactați la telefoanele afișate. Dacă doriți să investiți împreună cu noi pentru a ajuta pe cei care se află în mare nevoie, accesați philadelphia.md/donează. Puteți găsi diverse resurse pentru adulți, tineret și copii, navigând pe pagina noastră de internet. Dacă credeți că vă putem fi de folos în vreun fel, nu ezitați să ne contactați. Pe curând!